În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Mai întâi și cel mai important lucru, astăzi ne vom canaliza puțin pe ceea ce numim noi în Sfânta Scriptură. Într-un început, Dumnezeu a făcut cerul și pământul. Când vorbim de pământ, vorbim de tot leagănul acesta al civilizației pe care îl vedem în jurul nostru, însemnând natura, însemnând cosmosul, însemnând apele, plantele, oamenii, animalele, peștii și toate viețuitoarele, conform referatului biblic și conform învățăturii Sfintei Scripturi. Pământul era netocmit și gol, deci era ca un fel de aluat în care puterea și divinitatea lăsa să plutească deasupra lui Duhul Sfânt. Și Duhul Sfânt se plimba pe deasupra apelor, iar materia stătea gata să nască. Primul lucru pe care îl face Dumnezeu, creează lumina ca noi să putem vedea toate frumusețile creației, pentru că Dumnezeu lumină este. Și de aici înainte, prima menționare a ceea ce numim noi lumea îngerilor este întocmai un eveniment sau un episod în care îngerul cel de mare sfat, Lucifer, un heruvim pe care Ezechiel îl descrie în toată frumusețea și în toată splendoarea, îmbrăcat în pietre scumpe, îmbrăcat în mărgăritare și în pietre prețioase și în diamante, se întreabă la un moment dat, oare cu cine povestește Dumnezeu sfaturile de taină în Sfânta Treime și lui nu este cunoscut și nu este descoperit și nu este invitat. Era vorba de îngerul de mare sfat, era vorba de cuvântul Tatălui din sânul Tatălui, născut mai înainte de toți vecii, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, și necunoscut nouă până la întruparea din Sfânta Fecioară Maria. În momentul în care îngerii încep să asculte de răzvrătirea Luciferului, îngerul care a căzut din cer și a târât cu el a treia parte din stelele cerului, o să vedeți că în Evanghelia de astăzi chiar așa se și menționează. Am văzut pe Satana ca un fulger căzând din cer. Pentru că a călcat voia divină, s-a răzvrătit împotriva lui Dumnezeu zicând: mă voi sui deasupra munților de miază noapte, voi pune tronul meu deasupra celui prea înalt și voi fi asemenea ție, adică voi fi un mic Dumnezeu. Această răzvrătire a făcut ca o parte din îngeri să privească spre acest heruvim și să-i asculte îndemnul. Și în clipa aceea ne spune învățătura, și aici aduc din nou ca izvor o cronică din vremea caldeilor, cronograful lui Gheorghe Chedrinos, care spune că au căzut îngerii prefăcându-se diavoli timp de 40 de zile și 40 de nopți, așa cum cad fulgii de zăpadă când viscolește afară. Și atunci Dumnezeu a trimis pe Arhanghelul Mihail, voievodul cereștilor netrupești puteri, să oprească căderea. Și răspunsul pe care l-a dat acest mare sfânt Arhanghel a fost acesta: să stăm bine, să luăm aminte. Deci în clipa aceea, îngerii au întors fața spre Dumnezeu și s-a oprit căderea. Din acea clipă, din teologia îngerilor a Vechiului Testament, Arhanghelul Mihail va primi mai multe misiuni de împlinirea voii dumnezeiești. Mai întâi de toate, din puterea și porunca lui Dumnezeu, va despărți și Marea Roșie când va trece Moisi, însemnând Marea Cruciș cu toiagă.
va avea aceeași misiune de înger al morții atunci când va trece în timpul plăgilor lui Faraon pentru răzvrătirea și răutatea asupra poporului lui Israel și va lua pe cei întâi născuți. Și în felul acesta despetrește inima Faraonului și dă drumul poporului lui Israel să treacă și să plece din ținutul Egiptului și în felul acesta avem ca eveniment eliberarea din Egipt. Același arhanghel Mihail, în momentul când străbat pământul făgăduinței și ajung la Canaan, de Cerihonul de astăzi, acolo vor înconjura cetatea Ierihonului, prima cetate întâlnită în drumul lor, cu trâmbițe și cu chivotul legii în fiecare zi câteodată, la porunca din cer, și în momentul în care a șaptea zi va înconjura cetatea de șapte ori și va suna din trâmbițe, îngerii lui Dumnezeu dărâmă cetatea Ierihonului și poporul Israel o cucerește. Este prima cucerire de război în care se amestecă îngerii cu oamenii. Iarăși prezența arhanghelului Mihail o vom găsi atunci când vorbim de stânca din care trebuia să iasă apă, când Moise a lovit stânca și a curs apă în pustie. Apoi vom mai vedea misiunea lui arhanghelului Mihail de-a lungul Scripturii, atât în Nou cât și în Vechiul Testament, de unde se deduce că aceste ierarhii și cete sunt puse într-așa rânduială divină, cum arată și Dionisie Areopagitul, în ierarhia cerească și bisericească, ca și duhuri slujitoare la porunca lui Dumnezeu. Spune Sfântul Atanasie cel Mare că cei de sus, din prima triadă, pentru că vorbim de trei triade, a câte trei cete, trimit mesajele divine și lumina înțelepciunii dumnezești spre triadele de jos, dar cu aceeași intensitate, cu aceeași egalitate și cu aceeași căldură. Scaunele, domniile și heruvimii și serafimii sunt cele din zona de sus, deci din triada cea mai apropiată lui Dumnezeu. Apoi începătoriile, stăpâniile, arhanghelii, îngerii, sunt în triadele de jos și nu fac altceva decât să primească poruncile și să le împlinească. Ceata cea mai de jos este a îngerilor, de unde ne luăm și noi îngerii păzitori. Iar din triada de sus sunt îngerii vestitori sau poruncitori care păzesc poruncile lui Dumnezeu și împlinesc misiuni dumnezeiești sau de revelație. De ce vorbim de revelație? Pentru că tot ceea ce vedem în Sfânta Scriptură este transmis de Dumnezeu prin oameni sau prin îngeri. Oamenii au fost prorocii care s-au umplut direct de Duhul Sfânt și au prorocit în Sfânta Scriptură, iar îngeri au fost duhurile slujitoare din cer care au dat semne dumnezești. Nu întâmplător, acești doi arhangheli, Mihail și Gabriel, pereche, ca să spunem așa, au misiunea divină de a descoperi revelații dumnezești și lucrările lui Dumnezeu către lume și către oameni și nu întâmplător, ziua lor s-a pus pe data de 8 noiembrie, ceea ce numim infinitul sau veșnicia zilei a 8-a în lumina lui Dumnezeu cea nesfârșită. Și în același timp, în luna a 9-a, noiembrie, dacă ne gândim că în martie a fost vremea creației, atunci când Dumnezeu a creat raiul și toată zidirea și tot ce este creat de Dumnezeu la referatul biblic, plecând din martie și până noiembrie ajungem la a noua lună. Acest nou însemnând numărul de cete îngerești, în care cea mai înaltă sunt heruvimii cei cu ochi mulți sau sclipirea înțelepciunii dumnezești, serafimii cu gândire serafimicească care înseamnă foc dumnezeesc și scaunele care odihnesc pe Dumnezeu cel gânditor,
așa cum și mintea și sufletul nostru poate odihni pe Dumnezeu prin rugăciune. Găsim la psalmistul David scris un stih de asemenea învergură: cel ce faci pe îngerii tăi duhul și pe slujile tale pară de foc. Deci odată că duhurile slujitoare sunt pară de foc, și dacă deschidem psaltirea găsim scris: și ziua poporul era cârmuit în nor luminos și noaptea în lumină de foc. Acela era arhanghelul care mergea înaintea poporului și îl coordona prin pustiul muntelui Sinai spre țara făgăduinței. Același arhanghel este la baza cutremurului de lângă Sinai, atunci când s-a deschis pământul și a înghițit pe Datan și pe Aviron, care au încercat să o facă ei pe șefii și pe preoții în tabără și au călcat porunca levitică și n-au ascultat de Aron. Mai departe, mergând spre lucrarea acestor arhangheli, vom vedea că ea și în Noul Testament, intrând în eficiența prezenței și comunicării cu Dumnezeu, spune Sfântul Maxim Mărturisitorul în mistagogia lui, sau chiar în ambigua scrie, că în vremea când s-a născut Iisus, înainte de a se naște Iisus, arhanghelul Mihail a trecut neștiut și necunoscut prin cetatea Betleemului și a curățat Betleemul de tot ce era periculos pentru a primejdui viața pruncului. Adică probabil că era un om care n-ar mai fi trebuit să trăiască. Și subit a suferit ceva, și adică a murit, n-a mai existat. Aceea a fost o lucrare a arhanghelului Mihail. În momentul în care, în luna a șasea, la Nazaret, o fecioară stătea în casa ei și un înger a venit la ea să-i vestească chemarea divină a întrupării Fiului lui Dumnezeu, adică împlinirea protoevangheliei spuse de glasul lui Dumnezeu, ce găsim în facere: și tu, femeie, vei zdrobi capul șarpelui. Iată, arhanghelul vine să o arate pe acea femeie lumii și să-i spună: binecuvântată ești tu între femei. Același arhanghel îi spune: prezența Sfintei Treimi peste ea, Duhul Sfânt va veni peste tine, puterea celui preanalt te va umbri și pruncul ce se va naște din tine, Fiul lui Dumnezeu, se va chema. Deci, atât, toată lucrarea Treimii descoperită în mod vizibil. Același arhanghel Gavriil vine la Ioan Botezătorul în pustie și îi vestește să meargă la Vita Vara, că Hristos botează acolo și să-L facă cunoscut lumii pe Mielul lui Dumnezeu, ce ridică păcatele lumii. Și venind Ioan la Iordan, prezintă din nou Sfânta Treime lumii, spunând: acela care m-a trimis, acela mi-a zis că peste care voi vedea Duhul Sfânt pogorându-se ca un porumbel, acela este. Deci, eu sunt cel ce sunt, spune Scriptura Vechiului Testament. Cel cu nume multe și cel fără de nume. Pentru că nimeni nu poate să-i dea lui Dumnezeu o definiție, dar El spune: eu sunt Alfa și Omega, începutul și sfârșitul. Același arhanghel se arată în visul lui Iosif și îi spune: de ce vrei să lași pe Maria, femeia ta? Că ceea ce este zămislit întrânsa este de la Duhul Sfânt. Nu te tema, lua pe Maria la tine. Și din clipa aceea, lui Iosif i-a trecut frica și teama care îl frământa sufletește în momentul în care Evanghelia ne consemnă că el zicea așa. Spune cuvântul Evangheliei: Iosif, bărbat drept fiind, n-a vrut să o vădească, ci a vrut să o lase ascuns. Adică văzând că burta crește și el știind că nu s-a atins niciodată de Fecioara Marie, de logodnica lui, era înspăimântat cum s-ar putea săvârși un adulter de o copilă atât de tânără, când protectoratul lui a fost vestit de Dumnezeu. Deci prin acel toiac care a odrăslit sicriul legii. Și atunci îngerul îi va vesti acest lucru.
același înger se arată magilor care după ce se închină pruncului vor să meargă să vestească pe Irod că au găsit pruncul împărat, pruncul minunat și totuși îngerul le spune, mergeți pe altă cale în țara voastră, Irod este un câine, nu merită să vă duceți la el, primejduiește viața pruncului, iar voi făcând acest lucru și înștiințându-l pe Irod, nu faceți decât să vă puneți împotriva proniei cerești. Și în clipa aceea, magii au plecat pe altă cale în țara lor, vestiți de înger. Ce descoperim aici? Descoperim teologia îngerilor, care la vremea respectivă era și cunoscută și dezvoltată în istoria Vechiului și începuturile Noului Testament. Adică oamenii comunicau cu cerul prin puterea îngerească. Același înger se arată noaptea în somn lui Iosif și îi spune, ia pe prunc și pe muma lui și du-te în Egipt, că este în primejdie de viața lui. Și același înger se arată după ani de zile, când pruncul avea de acum vreo 9, 10, 11 ani, și îi spune, întoarce-te din Egipt, că au murit prigonitorii pruncului. Iată toate aceste mărturii din Sfânta Scriptură, stau la baza că îngerii există, lucrează și sunt la dispoziția lui Dumnezeu pentru a vesti lucruri minunate. Cât de curând vom îmbrățișa vremea colindelor? În cel mai scurt timp vom intra în postul sfânt al Crăciunului. Și dacă ne aducem aminte că la nașterea Domnului n-au fost foc de artificii sau evenimente și știri importante prezentate în media sau la presa vremii, ci din contra, pe când niște păstori stăteau noaptea în câmp și își păzeau oile, că în Ierusalim e vremea umedă și începe să crească iarba, și ei își pășteau printre dealurile acelea stâncoase animăluțele lor, cum stăteau lângă peștera oilor lor, au văzut îngeri cântând. Și s-a mirat. Ce-o fi asta? Ce semne or fi acestea? Să cânte o știri îngerești. Și un înger a venit și le-a spus, Arhanghelul Gavril, nu știți că vi s-a născut vouă Mântuitor? Nu știți că astăzi s-a născut cel fără de început, cum au spus prorocii? Mergeți la Betleem și unde veți vedea steaua stând deasupra pruncului și un prunc înfășat în iesle lângă mama lui, acela este. Păstorii s-au mirat de această veste și s-au dus atunci noaptea, pentru că între biserica Betleemului și câmpul păstorilor nu este mai mult de un kilometru în linie dreaptă. Pe vremea respectivă nu erau sistematizarea, urbanismul, casele și toate construcțiile care sunt în Ierusalim, era o cetate simplă, cu niște dealuri golașe, cu locuințe cu un număr limitat, pentru că populația era mult mai puțină. Și s-au dus direct la peștera din Betleem, unde nu era acea biserică măreață pe care o vedeți astăzi, și au găsit acolo pe pruncul Iisus și pe Fecioara Maria. S-au mirat în sine văzându-i și pe magii, aducând aur, smirnă și tămâia. Și atunci s-au dus și au vestit că s-a născut Mântuitorul lumii. Astăzi a răsărit lumină mare celor ce ședeau în întuneric și în umbra morții, adică păcatul strămoșesc și moartea cea veșnică. Astăzi se răscumpăra păcatul lui Adam. Iată, acestea sunt vestite de îngerul Gavril. Minuni cu îngerii și cu arhanghelii sunt tot înainte. Dacă luăm viețile sfinților, dacă luăm învățăturile patericale, dacă luăm toate cărțile agiografice, găsim nenumărate minuni săvârșite de sfinți, îngeri. De ce v-am amintit lucrul ăsta? Pentru a înțelege că Dumnezeu lucrează prin duhurile sale slujitoare și ne aduce nouă revelație. Dacă ne aducem foarte bine aminte, trecând peste toată istoria Vechiului Testament și finalizând cu săptămâna crucii, mai întâlnim la un moment dat o experiență legată de îngeri, în care în grădina Ghețimanii
Petru, vrând să-L apere pe Hristos, Fiul, adică Hristos, Fiul lui Dumnezeu, îi spune așa, Petre, bagă-ți sabia în teacă. Pot să rog pe Tatăl meu și la un semn 12 legiuni de îngeri, șterg tot într-o clipă de aici. Deci vă închipuiți termenul, șterg tot într-o clipă, adică putea să nu mai existe cetatea. Unde găsim această mărturie concretă că îngerii pot face acest lucru? Ajungând cei trei tineri de la stejarul Mamre în Sodoma și Gomora, la casa lui Lot, fiind agresat sexual, ca să folosim un termen lumesc pentru ziua de astăzi, de către locuitorii cetății, când i-au văzut că sunt tineri și frumoși, care erau mușcați de acest păcat uricios, întâi s-au umplut de bube și au orbit. S-a făcut o ceață lăptoasă, nu se mai vedeau unii cu alții. Și spune mai departe Scriptura că în răsăritul soarelui, pe când Lot, cu cele două fiice ale sale și cu soția sa, erau duși de îngeri în Sodoma și Gomora, îngerii lui Dumnezeu perdeau cetatea Sodomei și Gomorei cu foc și cu pucioasă. Deci, puneți echivalentul, grădina Ghețimani și o porunca Fiului, cu 12 legiuni de îngeri șterg tot într-o clipă, și puneți episodul Sodoma și Gomora, când două mari orașe cu 5 cetăți au fost mistuite și astăzi acolo zace marea moarte. Deci pur și simplu nici n-a mai rămas locul, ci doar cercetările au arătat că pe fundul Mării Moarte s-au găsit vestigii, bijuterii, resturi de construcții din vremea marelui regat al sodomenilor, atunci când l-au mâniat pe Dumnezeu în timpul patriarhului Avram. Mergând mai departe pe linia îngerilor, vom vedea iarăși din nou că Iisus cade în genunchi în grădina Ghețimani și se roagă Tatălui să treacă acel pahar al morții. Nu era vorba de o moarte obișnuită, era vorba de o moarte dumnezeiască, inexplicabilă nouă în cuvinte, e și ridicol a povesti esența frazei, ci doar a ne aduce aminte că în Evanghelia de la Matei, Hristos spune fiilor lui Zevedei, Ioan și Iacov, care vreau în stânga și în dreapta, că moartea cu care mor eu sau paharul pe care îl beau eu, voi nu-l puteți bea. Moartea noastră a oamenilor este la mâna lui Dumnezeu care ne poate învia, dar moartea lui Hristos este o moarte care transformă moartea în viață. Asta e marea chintesență. Cu moartea pe moarte călcând și celor din morminte viață dăruindu-le. Și în momentul în care Hristos se duce pe drumul crucii și este răstignit, știm că două semne mari se petrec în momentul răstignirii. Răsturnarea pietrei de la mormânt fără a-i se strica pecețile, deci ea devine o materie vâscoasă, ca și cum ar fi materia dintr-un începuturi ale facerii pământului. Pecețile rămân întregi și totuși piatra e răsturnată. Asta în momentul în care o atinge îngerul și prin atingerea îngerului piatra devine materie sfințită. De aceea piatra Sfântului Mormânt și astăzi scoate lumină din ea. Și avem noi Sfânta Lumină atunci când vine învierea și se sărbătorește sărbătoarea Paștelui la Ierusalim și merg milioane de oameni să se bucure de acea lumină sfântă, după autorii moderni, după atei moderni, după atei științifici moderni, dacă ungi piatra cu fosfor, arde singură. Păcat că și în vremea lui Iisus încă nu exista fosfor ca să o ungă îngerul să aibă foc, ci doar s-a văzut la miezul nopții lumină mare și, cum spune acolo, lumina din mormânt a răsărit pentru că un sul luminos s-a făcut de la mormânt până la cer. Interesant, probabil era o cantitate mai imensă de fosfor. Și totuși, îngerul indignat rămâne la mormânt, nu pleacă,
și trebuie să ducă două dialoguri. Întâi, duce dialog cu femeile mironosițe și să luăm capitolul ca idee în care femeile mironosițe, venind dis de dimineață să ungă trupul Domnului cu mir, s-au gândit cine ne va răsturna nouă piatra de la mormânt. Și când au ajuns lângă mormânt, au văzut doi îngeri șezând, unul către cap și unul către picioare. Cine erau cei doi îngeri? Mihail și Gavril. Biruitorul puterilor, biruitorul atotputerniciei dumnezești și vestitorul atotputerniciei dumnezești. Bărbat puternic în faptă, Mihail, deci săvârșitorul și împlinitorul revelațiilor Vechiului Testament, și Gavril, sau bărbat tare în cuvânt, împlinitorul și vestitorul revelațiilor Noului Testament. Și ce le spune femeilor? Cine ar fi putut vreodată crede că cineva poate să ne aducă vești mai importante decât cele din cer? Și avem prima veste. Ce căutați pe cel viu cu cei morți? S-a sculat, nu este aici. Până aici, revelația este pământească. Un mort a înviat. Mai înviase deja trei înainte. Fiica lui Iair, mai înviase fiul văduvei dinain și mai înviase Lazar. Deci nu era o noutate. Dar iată că îngerii spun lucruri și mai mari. S-a suit în lumina cea pururea fiitoare, în sânurile Tatălui. Și cum cântăm la înviere? În mormânt cu trupul, în iad cu sufletul, în rai cu tâlharul, pe scaun ai fost cu Tatăl, toate umplându-le cela ce ești necuprins. Și ce spune îngerul mai departe? Este în lumina cea pururea fiitoare, întru care nu încape umbră de schimbare, adică ce scrie în Scripturi, scris este. Și ce spune? Mergeți în Galileea, deci iată îngerii, nu numai că au stat de vorbă cu Dumnezeu, ci știau exact ce trebuie să le spună apostolilor și femeilor. Mergeți în Galileea, cum v-a spus El mai înainte, și spuneți apostolilor, dar și lui Petru. De ce dar și lui Petru? Pentru că tocmai Petru se lepădase de Hristos cu jurământ amarnic, blestemat să fiu de-l cunosc pe omul acesta. În momentul în care îngerul își termină vorbirea, femeile ce spune mai departe? Se sfiesc în sine, se spăimântă și nu spun nimănui nimic de teamă. Deci, iată, reacția de întâlnire cu un înger, pe de o parte îți stârnește emoția, frica, teama, mirarea, dar și te face să rămâi fără cuvinte. De unde știm lucrul acesta? Îl găsim confirmat în actul învierii, păstrați liniștea? Deci îl găsim confirmat în actul învierii, când ostașii au căzut ca niște morți. Când îngerul a coborât din cer și a prăvălit piatra de la mormânt, ostașii au rămas ca niște morți. N-au putut să vorbească. Iată, v-am relatat toate aceste lucruri ca să înțelegeți mai bine că această sărbătoare nu este o sărbătoare numai a Arhanghelului Mihail și Gavril, ci a tuturor puterilor cerești netrupești, a tuturor ierarhiilor cerești, a tuturor cetelor de îngeri, începând de sus, de la heruvimii ce stau lângă Dumnezeu și sunt ca un tron pentru Dumnezeu, și până la îngerii de jos care păzesc pământul, oamenii și popoarele. V-am spus, trei triade, deci trei cete, câte trei. Deci asta înseamnă nouă cete îngerești. Mai departe, spune că numărul acestor arhangheli ar fi număr de 7, Mihail, Rafael, Gavril, Gudiil, Salatiel și care mai sunt, nu am exact în minte. Uriel este îngerul care a stat de vorbă cu Adam și l-a întrebat la ieșirea din viață,
cum ți s-a părut viața Adamei și a spus ca cum a intrat pe ușă și a ieșit pe cealaltă, adică deși trăise 960 de ani, viața i s-a părut scurtă. Și aici pun și eu accentul pe ceea ce și noi uneori, vedeți, obișnuim la evenimente mari, la onomastica numelui, la onomastica nașterii când ne sărbătorim ziua de naștere, la anumite sărbători mari, spunem, mulți ani, mulți ani, mulți ani, da, sunt buni, frumoși și folositori. Ei curg, trec, nu-i oprim noi, nu-i știm noi, nu-i măsurăm după mintea noastră și nu după puterea cugetului dumnezeesc. Dar ce este important este că trebuie să ne gândim mai mult prin prezența acestor îngeri că cei 90 de ani pământești, 80 de ani pământești, 70 de ani pământești, poate și 100 de ani pământești, că sunt oameni care au atins pentru credința lor, viața lor ordonată, comportamentul lor spiritual, modul lor de viață, modul lor sufletesc de a fi, chiar și 100 de ani. Ei, dacă noi ne mirăm că cei 100 de ani sunt mulți pentru noi, și aici mă gândesc la două personaje pe care le-am cunoscut, episcopul Gherasim al Râmnicului, care la 99 de ani slujea liturghia arhierească, iar alții sunt de mult oale și ulcele. Sau episcopul Justinian al Maramureșului, care la fel pe la 90 ceva de ani slujea și predica și era lucid și avea cuvânt și avea putere și avea curaj și îndemna poporul zicându-i: voi sta de vorbă cu Dumnezeu și voi insista la poarta Raiului să mă îngăduie să vă aștept ca să intrați toți. Un gest nobil și frumos exprimat în cuvinte de trăire spirituală. Dar gândiți-vă nu numai la asta, că asta e trecător. Cât de frumoși sunt anii veșnici care nu se mai termină niciodată, când vom sta pururi în slava lui Dumnezeu, când vom sta permanent lângă Dumnezeu, când vom sta infinit timp lângă Dumnezeu, când vom cânta veșnic lui Dumnezeu și vom fi doar cu El și vom fi exact cum cântă troparul Sfântului Ioan Damaschin, unde nu este nici durerea, nici întristarea, nici suspinul, ci doar viața fără de sfârșit. Cum cântă cântarea Parastasului: cu Sfinții odihnește, Doamne, sufletul adormitului robului Tău. Deci tocmai aici este problema care și profesorul Galeriu a spus-o odată într-un cuvânt, zicându-i cineva că a trăit ani frumoși și a spus: nu de moarte mă tem eu, ci de veșnicia ei, pentru că prima prioritate care o avem noi în sufletul nostru nu este numele pe care îl purtăm sau anii pe care îi trăim, ci de ce am trăit, cum am trăit, cât ne-am străduit, cum ne-am străduit. Și aici aș putea să fac o paranteză, uneori ți se stârnește mila de atei și de necredincioși, care iau uneori numele lui Dumnezeu în batjocură, nu-i poți opri să nu-L renege, nu-i poți opri să nu-L insulte, nu-i poți opri să nu-L jignească sau să-L ironizeze, dar gândindu-mă la acel stih că râuri de lacrimi au vărsat ochii mei când am păzit legea ta, de multe ori, câteodată, când fac liturghie, pun o părticică acolo pe Sfântul Disc și mă gândesc așa: Doamne, în bunătatea Ta, coboară puțin cu mila Ta și peste mințile goale, seci, uscate, necunoscătoare de taine divine, și luminează-i Tu spre lucru cel bun să aibă parte de Tine în lumea cea veșnică. Adică, dincolo, când vor fi, să nu fie rușinați sau să nu fie lepădați sau să nu fie respinși de Cel care a creat după chipul și asemănarea Sa. Pentru că aici ne vine foarte ușor să facem glume sau ironii, ne vine foarte ușor să negăm. Am întâlnit și acum într-o zi o expresie, spovedeam o doamnă și printre alte discuții mi-a spus-o cumva la modul batjocuritor. Nu m-a deranjat, pentru că să știți, când vorbește un filozof, scrii, când vorbește un înțelept, memorez, și când vorbește un prost, trebuie să râzi. Așa sunt rânduite lucrurile în lume.
Mie mi s-a părut de data aceasta că vorbise un prost. Și a zis, părinte, trebuie să vă spun cu regret, soțul meu n-a călcat niciodată în biserică, disprețuiește preoții și biserica. Dar ce motiv are? Nu are un motiv anume, dar din câte a văzut și a auzit, zic, da, dacă el n-a călcat niciodată în biserică, ce a văzut și ce a auzit? A auzit el vreodată cum sună o liturghie? A auzit vreodată cum sună o slujba litiei? A auzit vreodată cum sună o vecernie? A auzit vreodată cum sună o priveghere? A auzit vreodată cum sună un parastas? A auzit vreodată cum sună o laudă sau un ceas sau un psalm? Nu, dar nu-l interesează. A, asta, da, logic, nu punctul ăsta de vedere vreau să-l ating. Vreau să explic că și un om de știință, atunci când susține o teorie, întâi o despică pe toate părțile, caută toate sursele, toate cercetările posibile și imposibile și numai după aceea o elaborează. Teoria dumnealui vine dintr-un cap de gherțoi needucat. Probabil că părinții nu l-au dus prea des la biserică. Dar asta nu și înseamnă, asta nu și înseamnă că atunci când un ateu ia în ironie biserica sau dogma sau învățătura sau credința sau actul în sine divin, cultul liturgic, ia în bășcălie preotul, ceva din aceste valori își schimbă sensul sau se diminuează. Niciodată. Harul Duhului Sfânt rămâne veșnic peste omul hirotonit. Lucrează prin cele șapte taine și se răspândește în masa sufletelor ortodoxe în măsura în care aceștia îl cer. Deci dacă eu am o fântână cu apă și o curăț și fac un din ăsta frumos, cum se spune, strat ca la țară sau ghizdei sau cum se cheamă ăsta de deasupra, și îi pun o găleată nouă și scot apa din ea și aerisesc fântâna și împrospătez apa, cel ce va bea din ea va vedea că apa este bună de consum și izvorul este potabil și bun la gust. Dacă eu vreau să arunc gunoaie într-o fântână și dacă eu vreau să arunc în fântână mizerii sau să o astup sau să nu o folosesc sau să las apa să se strice, asta nu înseamnă că izvorul nu este bun sau fântâna nu este bună. Cel care folosește prost izvorul sau fântâna poartă vinovăția. Pentru că dacă va veni altul deștept și va curăți fântâna și o va îngriji și se va ocupa de ea, ea va deveni din nou bună și folositoare. Exact așa este și biserica, și harul Duhului Sfânt, și preoția. Dacă cineva o murdărește, nu înseamnă că ea nu există. Dacă cineva o prețuiește, înseamnă că are valoare și dacă cineva o folosește, înseamnă că ea este vie. Și biserica este vie, și harul Duhului Sfânt este viu, și puterea lucrătoare a preoției este vie, în raport de cum sunt folosite. Și aici trebuie să fim netam, nesam, că ne convine sau nu ne convine, trebuie să fim atenți și să ținem cont de două lucruri foarte importante. Dumnezeu nu face legi în cer după mofturile noastre, indiferent, așa spune, tot s-au abătut, netrebniți s-au făcut, nu este cel ce face bine, nu este până la unul. Și spune mai departe Dumnezeu, iarăși El, ce este omul că îl socotești pe El, ce este fiul omului că ți-amintești de El, cu puțin față de îngeri l-ai micșorat pe El. Adică și omul este un înger, dar este un înger văzut, un înger pământesc care poartă trup. Respecți oglinda sufletului tău și respecți chipul și asemănarea lui Dumnezeu din tine, te respecți pe tine. Respecți divinitatea care te-a creat. Nu vrei să o respecți, este strict trebușoara ta. Este treaba ta personală, singur vei da socoteală, dar trebuie să-i rugăm pe cei necredincioși să nu mai facă afirmații de genul, dacă Dumnezeu este bunătate, de ce stau păcătoși în iad? Pentru că și păcătoșii, nesimțirea lor, și-au creat un iad pământesc înainte de a-L primi pe cel sufletesc. Deci poți să fii un creștin în raiul pământesc și un suflet în raiul ceresc și poți să fii un creștin în iadul pământesc și apoi un suflet în iadul ceresc.
Pentru că așa spune în Sfânta Scriptură, veniți binecuvântații Tatălui meu, și dacă ne uităm atenți în Apocalipsă, spune că la glasul Arhanghelului morții vor învia și trâmbița judecății va suna. Începătoriile cu trâmbițe de aur vor suna către cer și vor chema îngerii la judecate, pentru că îngerii sunt de față la judecata lumii acesteia. Vor suna în jos pe pământ și vor chema pe cei de pe pământ la judecată într-o clipeală de ochi. Toți ne vom schimba și vom fi la judecată. Nu toți vom muri, dar toți ne vom schimba, spune Apostolul Pavel, și vor suna în jos, dedesubt, și spune că la glasul Arhanghelului și la trâmbița judecății, mormintele se vor deschide, cei morți vor învia și într-o clipeală de ochi vor fi la judecată. Iar stihul corect este așa: chemava cerul de sus și pământul de jos să aleagă pe aleșii săi. Și cine îi vor alege? Îngerii, la glasul și la porunca Arhanghelului. Deci bine este nouă că atunci când ne va prinde ceasul acela, pe de o parte și frumos, nemai întâlnit, nemai văzut, nemai auzit, nemai gustat vreodată, să fim găsiți cu fruntea sus în rugăciune, repet, în rugăciune, și în același timp să fim găsiți, încă o dată repet, în împăcare cu Dumnezeu. În ce te va găsi moartea, într-a ceea te va lua și cum te va găsi moartea, așa te va judeca. Și spune acolo, va zice celor de-a dreapta, veniți binecuvântații Tatălui meu să gătiți moșteniți împărăția cea gătită vouă de la mai înainte de întemeierea lumii. Deci nici nu făcuse Dumnezeu lume și a pregătit raiul. Iar celor de-a stânga le va spune, plecați de la mine, blestemaților, nu vă cunosc pe voi, în focul cel veșnic gătit vouă și slugilor satanei. Deci slugilor diavolului. Dacă ne uităm în Evanghelia de la morți, care se citește sâmbătă, găsim scris așa: și vor învia cei ce au făcut fapte bune spre odihna veșnică, așa e cuvântul lui Dumnezeu, și cei ce au făcut fapte rele spre osânda veșnică. Să-L rugăm pe prea milostivul și bunul Dumnezeu, ca toți cei care poartă numele de Mihail și 100 de derivate din el, pe Gavriil sau Gabriel și 100 de derivate din el, și Rafael cu toate derivatele lui, pentru că este tot din arhanghelii cei mulți, treimea arhanghelilor, să fie păziți și ocrotiți nu numai de lumina îngerească și cerească acestor mari arhangheli și îngeri, ci și de harul Sfântului Duh și de darul lui Dumnezeu, să fim vrednici de aceste nume frumoase primite în botezul nostru creștin și să ne rugăm în orice clipă. Deci datoria unui ortodox adevărat aceasta este. Sfântul Antonie s-a rugat și pentru diavol până ce i-a spus Dumnezeu, nu te mai ruga pentru ei că ei nu slujesc mie. Dar datoria noastră este să ne rugăm pentru orice fel de om, indiferent de lucrarea lui sufletească sau folositoare sau nefolositoare, ticăloasă sau pozitivă, luminată sau întunecată, rea sau bună, noi să ne rugăm ca Dumnezeu să-i îndrepte spre lumina cea adevărată, că așa spune în Sfânta Liturghie, am aflat credința cea adevărată, am primit Duhul cel Ceresc, nedespărțitei Sfintei Treimi închinându-ne, că aceasta ne-a mântuit pe noi. Și să zicem și noi acea rugăciune sinceră și simplă seara, Sfinților Arhangheli, rugați-vă lui Dumnezeu să ne miluiască sufletele noastre. Amin și Doamne ajută!